Deși marea bătălie electorală ar trebui să se dea între partidul de stânga și cel de dreapta, apariția mai multor structuri politice, mai ales cu o denumire apropiată PNL, dau, din păcate, o șansă în plus PSD în fața electoratului. Pornind de la acest aspect, liberalul Gheorghe Ștefan nu înțelege alegerea unor foști liberali, răsadurile organizației care au ales să se dezvolte în cadrul altor structuri doar pentru că și-au dorit mai mult. Iar cum porțile Partidului Național Liberal sunt deschise atât pentru cei care doresc să intre, dar și pentru cei care aleg să plece, în interiorul acestora vor rămâne cu siguranță doar acei membrii care înțeleg să pună mai presus de orgolii proprii interesul cetățeanului și politica partidului. Lăsând la o parte opțiunile pentru funcții, Gheorghe Ștefan crede că alta este problema care deranjează acum în campanie, racularea candidaților PNL de către reprezentanții ALDE fiind un exemplu. De așa nu se face politică dacă vrei să fii respectat și să nu intri în conflict cu nimeni. Eu sunt în principal nu războinic, sunt un luptător, sunt sportiv, sunt fair play, îmi place lupta deschisă. Personal, eu, Ștefan Gheorghe, apreciez sau îmi doresc să am o luptă cinstită cu un adversar politic, cum e PSD-ul, pe față, un război, dacă vreți, dar nu apreciez, nu sunt de acord și nu voi accepta niciodată război de ăsta murdar, gen terorism, cum face ALDE, ca să fie în interiorul tău și să-ți ia oamenii. Am un exemplu și cu ăsta închei și numai... Zilele trecute, la sfârșitul săptămânii trecute, domnul Mustățea și domnul Petcu s-au dus la Găiseni și ne-au convins candidatul nostru la primărie, fostul primar Ștefan, să treacă la altă. Revenind asupra începuturilor ALDE, când PLR a luat ființă dintr-o înțelegere a lui Vasile Mustățea cu Toma Petcu, chiar în laboratoarele Consiliului Județean Giurgiu, liberalul Gheorghe Ștefan spune că singurul motiv al înființării acesteia a fost goana după funcții pe care cei doi au vrut să și le asigure din interiorul altor formațiuni politice. A fost o înțelegere, hai să spargem, du-te, ca să fim împărțiți în două, să avem mai mult de câștigat. Din nefericire, însă vreau să le spun un lucru telespectatorilor. Telespectatorilor care votează dreapta. Orice vot dat unui partid de dreapta care nu are șanse, e un vot, de fapt, dat PSD-ului. Asta e matematică. Pură, clar. Faptul că suntem acum două, că de mișcarea liberală nu vorbim, că sunt sub 1%. Dar faptul că noi ne împărțim un electorat nu este deloc un lucru bun pentru dreapta